În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pe când dumnezeiștii tăi ucenici priveau, te-ai înălțat la cele cerești și ai șezut de-a dreapta Părintelui, Cel ce ești nedespărțit de dânsul, Fiule mai presus de ființă, și precum ai trimis pe Mânghietorul, care pe înțelepții și de Dumnezeu grăitorii și sfinții tăi apostoli, care erau pământești, i-a făcut cerești. Întrupatu-te ai din bunătate negreită, Iisuse, și crucea și moartea de bunăvoie ai suferit, Cel ce ești fără de moarte și iarăși a treia zi înviind din morți, după 40 de zile te-ai înălțat acolo, de unde mai înainte te-ai pogorât, împăcând pe cele pământești și pe toți aducându-i la Părintele tău. Când te-au văzut înțelepții apostoli înălțându-te pe nori, Doamne, tânguindu-se și umplându-se de întristare cu lacrimi, strigau, nu lăsa orfani pe cei ce ai iubit din milostivire, ci trimite peste noi, precum ai făgăduit, prea îndurate, pe prea sfântul tău Duh, luminând sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți adunarea credincioșilor, învățând în taină gândurile ucenicilor lui Hristos, cântare neîncetată să glăsuim și în muntele măslinilor, ca apostolii cu David să strigăm, Suitus ad Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, ca să izbăvească semințiile omenești și semințiile celui pierzător și să lumineze sufletele noastre. Minune uimitoare că firea omenească s-a suit la ceruri, unită cu cuvântul lui Dumnezeu, Cel atotputernic. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Strălucită ziua cea însorită și cu totul luminoasă, a dumnezeieștii înălțări la ceruri a Stăpânului, luminând toate. Suitus a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Precum ai trimis ucenicilor din înălțime pe Duhul tău, Cel de ofire cu tine, trimite și credincioșilor tăi harul tău, Hristoase Mântuitorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, suindu-te Tu acolo, de unde nu Te-ai despărțit, oștile îngerilor și ale tuturor celor fără de trupuri strigau cu bucurie către puterile cele mai de sus, ridicați căpetenii porțile voastre și va intra Împăratul Slavei. Că scaunul de heruvim Te-a ridicat pe Tine cu trupul, Doamne, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când Te-au văzut ucenicii înălțându-Te și la Părintele Tău întorcându-Te, a toate Făcătorule, strigau, nu ne lăsa orfan pe noi, robii Tăi, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oștile cele strălucitoare ale duhurilor dumnezeiești, văzând pe Domnul Slavei înălțându-se cu trupul în chip lămurit, strigau unele către altele, ridicați porțile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru milostivirea cea prea multă, Hristoase, Te-ai născut din fecioară cu trupul și de bună voie, suferind crucea, a treia zi ai înviat din mormânt, prea îndurate, împreună sculându-ne și înviindu-ne și pe noi. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Privind la Tine, dumnezeiești ucenici, Hristoase Dumnezeule,
în chip lămurit, te-ai înălțat de pe pământ la cer și le-ai făgăduit, dătătorile de viață, că le vei trimite pe Duhul Sfânt de la Tatăl. Suitu-s-a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Uimită este mulțimea îngerilor de înălțarea ta cea minunată și înfricoșătoare, Iisuse, Împărate al tuturor, și strigă acum către puterile cele mai de sus să ridice porțile cerești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De sânurile părintești, nedespărțindu-te, prea dulce Iisuse, și cu cei de pe pământ la olalte viețuind ca un om, astăzi te-ai înălțat într-o slavă, de pe muntele măslinilor și cu milostivire, înălțând firea noastră cea căzută, ai pus-o să șadă împreună cu Tatăl. Pentru aceasta, cetele cerești ale celor fără de trupuri, spăimântându-se de minune, se pierdeau de frică și de cutremur, fiind cuprinse, preamăreau iubirea ta de oameni, cu care și noi, cei de pe pământ, preaslăvind pogorârea ta la noi și înălțarea cea de la noi, ne rugăm zicând, Cel ce la înălțarea ta ai umplut de bucurie nemărginită pe ucenicii tăi și pe născătoarea de Dumnezeu, ceea ce te-a născut pe tine, învrednicește-ne și pe noi cu rugăciunile lor, bucuriei celor aleși ai tăi, pentru mare mila ta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.